Rămânem în cartea lui Ieremia, în același capitol 52, voi citi versetul 13. Ieremia 52 cu 13. Cuvântul Domnului spune în felul următor. El a ars casa Domnului, casa împăratului și toate casele Ierusalimului. A dat foc tuturor caselor mai mari. Amin. Nu sună prea încurajator să auzi cuvântul acesta, nu? Însă este un cuvânt al lui Dumnezeu și este un cuvânt care ne învață cum să stăm înaintea lui Dumnezeu și cum să ne apropiem de Domnul. În viață, fiecare dintre noi se gândește ce ar putea face să-i meargă mai bine. Vorbesc din toate punctele de vedere, inclusiv din punct de vedere material, pământesc. De aceea vom investi în diferite business-uri, în diferite laturi ale vieții, ale economiei, ale lumii intelectuale, ale invențiilor, gândindu-ne că la vremea potrivită vom culege ceva bun. Și nu este rău să investești, nu este rău să îți meargă bine, să ne meargă bine, nu este rău deloc. Departe de mine gândul acesta. Mai ales dacă ne gândim în cuvântul Domnului, printre oamenii cei mai bogați care au trăit pe pământ vreodată au fost oameni credincioși. Avraam, Isaac, Iacob au fost oameni super bogați. Iov, super bogat. David, dacă citești în Scriptură numai donația pentru construcția templului în 100 de mii sau de milioane de pounds, de aur, de argint, este o sumă colosală, este greu de imaginat cât a putut David să aibă și să pună la dispoziția casei Domnului. Apoi Solomon, Ezechia, oameni care au putut să se bucure de binecuvântările pe care Dumnezeu le le-a dat și care le-au obținut cu frică de Domnul și cu ajutorul lui Dumnezeu. Dar sunt investiții care se prăbușesc. Și despre acestea aș vrea să vorbesc în seara aceasta pentru ca să conștientizez mintea noastră pentru aceste vremuri din urmă să ne concentrăm atenția mai mult asupra posibilității pe care o avem fiecare de a lucra împreună cu Dumnezeu, de a investi împreună cu Dumnezeu. Deci, mesajul meu scurt pentru seara aceasta se intitulează Investiții falimentare. Sunt și din acestea. Și prima investiție falimentară este una de ordin spiritual. Și anume, spune că va veni o zi, așa spune profetul Ieremia, cum a venit în Ierusalim, în timpul lui Nebucadnețar, când a atacat Ierusalimul sub generalul său Nebuzaradan. Suntem în anul 586 înainte de Hristos. Și când Nebuzaradan a venit în Ierusalim, a distrus orașul, a ars casa Domnului, a luat și a deportat cea mai mare parte a populației, de fapt este a treia invazie babiloniană împotriva Ierusalimului în momentul acesta.
Prima invazie a avut în loc în anul 606 înainte de Hristos, când Daniel a fost dus prizonier la curtea Imperiului, apoi în 598-97 înainte de Hristos și în sfârșit ultima invazie, cea mai devastatoare, 586 înainte de Hristos. Și potrivit la ceea ce ne spune Ieremia în acest text, este aceasta, că pioșenia religioasă va arde în fața lui Dumnezeu. Uitați ce scrie aici, el a ars casa Domnului. Casa Domnului. Dumnezeu a ales pe pământ un singur loc unde și-a pus numele. Un singur loc unde a coborât să locuiască printre oameni. În Ierusalim, pe muntele Moria. A vorbit despre locul acesta încă de pe vremea lui Moise. Atunci când Moise scrie Tora, primele 5 cărți, în special în Deuteronom, el nu uită să amintească din partea lui Dumnezeu acest adevăr pe care cuvântul Domnului îl spune în capitolul 12. Atunci, dacă veți trece Iordanul și veți locui în țara pe care vă va da în stăpânire Domnul Dumnezeul vostru, El vă va da o dignă după ce vă va izbăvi de toți vrăjmașii voștri care vă înconjoară și veți locui fără frică. Și auziți, atunci va fi un loc pe care îl va alege Domnul Dumnezeul vostru ca să facă să locuiască numele Lui acolo. Acolo să aduceți tot ce vă poruncesc, arderile de tot, jerfele, zeciuelele, cele dintâi roade și darurile alese pe care le veți face Domnului pentru împlinirea juruințelor voastre. Acolo să vă bucurați înaintea Domnului Dumnezeului vostru. Va alege un loc. Locul a fost muntele Moria, muntele Templului, și locul acela, când l-a construit Solomon și când Solomon s-a rugat, a fost sfințit. Dumnezeu s-a coborât într-o manieră așa de mare încât preoții n-au putut să stea în templu, pentru că templu s-a umplut de gloria Domnului. Și știm foarte bine că în compartimentul numit Sfânta Sfintelor, acolo unde era chivotul legământului, prin acest chivot, Domnul vorbea cu poporul o dată pe an, prin marele preot, și acolo se realiza ispășirea poporului an de an, an de an. Și evreii au crezut în locul acesta, au crezut în prezența Domnului, însă ce s-a întâmplat cu ei se întâmplă și de multe ori și cu noi și cu biserica de-a lungul timpului. Prezența lui Dumnezeu a devenit un obicei și pioșenia religioasă a înlocuit frica de Domnul. Și așa spune cuvântul Domnului aici. El a ars casa Domnului. Pioșenia religioasă a oricăruia dintre noi va arde. Ne trebuie o credință vie. De aceea trebuie să investim într-o relație vie cu un Dumnezeu viu. Iisus Hristos este viu. Pioșenia, jocul de-a biserica, jocul de-a sfințenia, nu ajută la nimic. Apostolul Pavel condamnă prin Duhul Domnului când spune ei au o formă de evlavie, unii, dar tăgăduiesc puterea lui Dumnezeu. Cine spune că este credincios, este clar cuvântul Domnului, oricine rostește numele Domnului să se ferească de fără de lege. Nu se poate, nu se poate să trăiești și cum vrei, să faci ce vrei, să-ți iasă din gură toate cuvintele murdare pe care diavolul le rostește prin fii întunericului. Nu se poate obiceiurile tale să fie obiceiuri împotriva lui Dumnezeu, să urăști pe aproapele tău și să vii la casa Domnului și spui am fost la casa Domnului, sunt bine. Pioșenia religioasă va arde. Casa Domnului. Al doilea lucru care va
arde, a doua investiție care va arde în ziua aceea, pe lângă pioșenie religioasă, este poziția socială. Și casa împăratului a ars. Poziția socială nu este rea, este bună. Cât de bine ar fi să avem în fruntea orașului, a Consiliului orașului, în fruntea statului California, în fruntea Statelor Unite, un președinte care să se teamă de Dumnezeu. Dar, din nefericire, fără să ofensăm pe nimeni, cei mai mulți se comportă ca niște păgâni. Nu cunosc pe Domnul. O poziție de felul acesta va arde în ziua Domnului. Nu te ajută faptul că ai investit, ai dat din coate să ajungi până în poziția aceasta și crezând cu această poziție îl duci și pe Dumnezeu de nas. O poveste umoristică de la începuturile secolului trecut spune că a murit un pastor, mai degrabă un pastor misionar, și s-a dus spre paradis. A ajuns la porțile paradisului și a ajuns odată cu un politician care murise și el. Și Petru, care de obicei e cu registru acolo la paradis după credința populară, le-a permis la amândoi să intre înăuntru în raiul lui Dumnezeu și în cinstea politicianului a dat o sărbătoare extraordinară. Iar misionarul care a suferit toată viața a fost primit și s-a spus: asta e casa în care vei locui veșnic. Și misionarul l-ar fi întrebat pe Petru, spune povestea aceasta: Sfinte Părinte, cum se face? Eu toată viața am slujit și am răbdat și am suferit și m-ați primit așa cum m-ați primit. Și pe ăsta, că abia s-a întors la Domnul, ce sărbătoare i-ați făcut? Și apostolul Petru i-ar fi zis: este drept, zice, dar gândește-te că în ultimele 300 de ani n-am avut niciun politician care a intrat aici. Poziție socială. Unii investesc să ajungă acolo, crezând că aceasta îi realizează. Nu realizează nimic, va arde. Apoi, al treilea lucru care va arde va fi falimentar. A treia investiție sunt posesiunile. Toate casele Ierusalimului, spune. Toate casele Ierusalimului. Sunt oameni care nu mai găsesc timp pentru biserică. Pentru că și în weekend stau să bată cuie, stau să zugrăvească, stau să investească. O casă este bună, 10 case sunt bune, nu știu câte sunt bune, toate sunt bune. Dar când aceste investiții te iau de lângă Domnul, te scot din casa lui Dumnezeu, îți ia din inimă bucuria închinării, această investiție în posesiuni de felul acesta este falimentară. Dacă vrei să propășești înaintea Domnului, investește în închinare. Investește în slujire înaintea Domnului. Investește în cel necăjit. Investește în cuvântul lui Dumnezeu. Amin? Și apoi, ca să pot să închei, este o a patra investiție falimentară, și anume privilegiile vor arde. Zice cuvântul Domnului: a dat foc tuturor caselor mari, mai mari. Nu toate casele sunt la fel. Toate casele sunt case, dar nu toate casele sunt la fel. Nu este tot una să ai o casă cu o cameră și cu baia în curte, sau să ai o casă ca lui Bill Gates. Nu este tot una. Dar, în fața lui Dumnezeu,
Dacă aceasta este toată realizarea ta în viață, nu ajută la nimic. Nu ajută la nimic. Privilegiul cel mai mare pe care îl avem și în care trebuie să investim este că suntem copii ai lui Dumnezeu. Și dați-mi voie să închei cu aceste cuvinte în această direcție pe care le spune Sfântul Apostol Ioan. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Dumnezeu? Să ne numim copii ai Lui. Lumea nu ne cunoaște, dar ne cunoaște Domnul. Și apoi spune, însă știm că atunci când va veni El, să zic, ce vom fi nu s-a arătat, dar știm că atunci când va veni El, vom fi ca El, căci îl vom vedea față în față. Și apoi El spune așa, versetul 3 din 1 Ioan, capitolul 3, cine are în El speranța aceasta, ce face? Se curățește după cum și El este curat. Deci dacă vrei o investiție care să dăinuiască și vrei privilegii, rămâi copil al Domnului. Și speranța aceasta că te vei întâlni cu El trebuie să-ți dea imbolduri, să te sfințești și să fii curat. Doamne, ai milă de noi. Amin.